Repartizarea mijloacelor din componenta raională spre susținerea instituțiilor de învățământ primar și secundar din raion a generat o serie de controverse și discuții aprinse între consilierii raionali. Inițial, la Comisia Consultativă de Specialitate a raionului s-a propus ca banii din componenta raională în sumă de 1.500.000 de lei să fie repartizați în mod egal la 5 instituții. Ulterior, la 18 aprilie, în urma unor examinări suplimentare a grupului de lucru, Direcția Raională de Învățământ a prezentat comisiei de profil toate materialele cu privire la componenta raională. În urma examinării materialelor, comisia a vizat pozitiv proiectul de decizie, însă referitor la sumele ce urmează a fi alocate instituțiilor de învățământ, comisia a fost rezervată ca o decizie definitivă va fi luată în cadrul ședinței Consiliului Raional. La 19 aprilie, întrebarea cu privire la repartizarea componentei a fost examinată la Comisia Consultativă de Specialitate pentru Economie, Buget și Finanțe. În rezultat, Comisia, la propunerea președintelui raionului, a decis de a înaintea Consiliul Raional propunerea privind repartizarea mijloacelor financiare din componenta raională, după cum urmează. Liceul Teoretic Gogo, 300.000 lei pentru reparația sistemei electrice. Orașul Basarabeasca, Liceul Pușkin, 200.000 lei pentru reparația capitală a blocului alimentar și acoperișului acestia. Constantin Stere, 240.000 lei, reparația sării festive, care servește drept sală de mese. Liceul Teoric Mihai Eminescu, Sadaclie, 610.000 lei, pentru reparația cantinei și a acoperișului acestei cantine. Și gimnaziul Isârlia, 150.000 lei, pentru reparația sistemei electrice. Au urmat unele replici dure ce țin de organizarea și activitatea comisiei de profil, dar și altele legate de instituțiile de învățământ beneficiare. Cum dumneavoastră ați dat banii ăștia? Pe ce stau stoimăți? Cât costă? De pildă, la Băclie poate scoase 350.000, de la ceilalți la Sădăclie scoase 200.000, dar cum le-am dat noi așa sumă de bani? Fără smetă! Și de ce nu s-au dat la toate școlile? Au fost prezentate la toate obiectele, adică la toate liceele și instituțiile, au fost prezentate divizurile conform și au fost scrise demersuri de către conducători. Noi, ca specialiști a serviciului construcției, am fost prezenți la fiecare obiect. Am spus că nu au fost prezentate divizurile, ele sunt prezentate. La insistența consilierului Ivan Arnaut au fost prezentate toate devizele de cheltuieli în privința lucrărilor necesare de reparație capitală din școli. Unii consilieri au fost indignați de nivelul transparenței și modalitatea repartizării banilor către instituțiile școlare în anii precedenți. Drept urmare, vicepreședintele raionului a argumentat detaliat această modalitate de repartizare a banilor. În toți acești trei ani, liceului din Sadaclia i s-au alocat doar 60.000 de lei. De aceea, pentru a face dreptate, s-a propus să-i se aloce acestui liceu 610.000, întrucât această instituție, timp de trei ani, a primit doar 60.000. În același timp, liceul Matei Basarab a primit 2.378.000 de lei. Dumneavoastră spuneți că în anii precedenți n-a existat transparență. Ați fost consilier și știți bine că n-ați spus adevărul. În toți acești ani și în anii precedenți, componenta raională nu putea fi repartizată fără examinarea comisiei. Merge vorba că să repartizăm conform cererilor depuse. Și să repartizăm la toți. Eu aș vrea ca să iei în plan mare camera, repartizarea în 2014, nu 1.500.000, dar 4.146.000 de lei. Unde la liceul Mihai Eminescu din Sadaclia e liniuță, un bănuț nu s-a dat. În 2015 iarăși s-au repartizat 2.460.000,2. Nici nu e inclus liceul Mihai Eminescu din Sadaclia. Dar astăzi este binevoit să îi mângâiem pe cei care au fost pedepsiți și înjosiți pe parcursul a 3 ani de zile. La final, propunerea respectivă a fost susținută cu votul a 14 consilieri. Primarul orașului Basarabeasca însă nu este de acord cu decizia respectivă.
Распределение этих средств, я считаю, что... Consider că banii n-au fost repartizați corect. Inițial s-a propus la Comisia Bugetară ca celor 5 instituții să le fie repartizate câte 300 de lei. Apoi, cu o zi înainte de ședință, s-au propus alte sume. Nu am nimic împotriva liceului din Sadaclia sau a altor școli, dar sunt pentru aceea ca banii din componenta raionale să fie repartizați în raport cu numărul de copii în aceste școli. La rândul său, președintele raionului a oferit explicații cu privire la modul respectiv de repartizare a banilor, dar și cele ce țin de lucrul efectuat. Ne-am întâlnit cu toți directorii de școli, cu conducerea direcției de învățământ și am examinat. Directorii au fost de acord ca să ajutăm aceste 5 instituții, care în anii anteriori n-au primit aproape nimic. De aceea am decis să facem dreptate. S-a alocat liceului din Sadaclia din motiv că timp de 3 ani de zile i s-a alocat doar 60.000 de lei. Astăzi am procedat astfel ca să nu supărăm pe nimeni. Am alocat celor două licee din Basarabeasca, școlii din Iserlia și celor două mari licee din Abaclia și Sadaclia. Consider că este corect și vreau să menționez că pentru prima dată a existat transparență în repartizarea banilor din componenta raională.